10-2-10, probă. 7248 de lei. Bine v-am regăsit, dragi oameni buni, și am la început? Mulți ani la un simplu la podcast. La mulți ani! A început un simplu podcast cu Nelu și Bordea, Bordea și Nelu. Iema, faca! La mulți ani, Cătăline. La mulți ani și ție, să fii sănătos. Și mie ți-a fost. Cum ai petrecut? A fost frumos, a fost distracție. Da, a fost distracție, am făcut revelionul în pijamale. Am văzut. La ideea domnului Cosmin Edelcu, aka Micuțu. Bine, eu l-am înțeles pe el, frățioare, să-mi bat picioare la că nu, că oamenii supraponderal vin cu idei de astea când se îmbrace. Hai, mă, că a slăbit. Bă, nu, apropo, serios, face o mică paranteză, sunt mega mândru de Micuțu. Da. A slăbit incredibil de tare și se ține de sală, mă. Da. Deci chiar se ține de sală. Eu când l-am văzut prima, deci eram la antrenament. Unde face, la Field the Heat? La Field the Heat merge, da, pe Olteț-ului 11. Yeah. Așa, dar când l-am văzut, eu eram la forță, știi? Stăteam la forță acolo cu căștile în urechi, eram liniștit. Mă uitam la femei. Mă uitam. Nu făceam nimic. Nu făceam nimic. Băi, și l-am văzut că a intrat în sală. Eu inițial am crezut că e farsă, ceva, că îi vin camere după el, ce faci, Cătăline, dar nu porți rochița aia, e tăcă, știi? Bă, da, a intrat omul serios așa. Eu m-am roșit la față pentru că n-am știut cum să reacționez, înțelegi? Arăt bine? E ok. Eu cred că mă gândeam după aia, cred că aceeași reacție aș fi avut-o dacă ar fi intrat taică-miu. Deci dacă mi-aș fi cunoscut tata, cred că la fel era. Mă, camere, trebuie să fie ceva, nu se poate. M-am încercat să mă ascund. Mă, și omul a venit și a zis, gata, mă apuc de sport. Unde-s, mă, camerele? Hai, mă, hai! Nu, el s-a apucat de multe ori de sport, doar că nu s-a ținut. Sper să ține data asta și să dar se deja ține, face de multă vreme. Face de multă vreme și tot așa m-am intersectat cu el odată. El cobora de pe bicicletă de sus. Bă, era transpirat, deci avea ochi, încă o dată zic, ochi de pisică hăituită, bă, deci nu l-am văzut în viața vieților mele, așa, era sub total și avea pe el, că asta m-a mirat foarte tare, că știi că atunci când vezi un om în perioada lui de slăbire, da, tu ești cu el, cum e nevasta, de exemplu, nevasta nu mai observă, că tu vii în fiecare zi acasă, știi? Da. Și nu vede că tu ai slăbit. Bă, dar pe el l-am văzut, deci după ce a intrat, că l-a crezut că e farsă, l-am văzut la vreo o lună aproape, știi? Uh-huh. Bă, avea pe el un hanorac, de-l știam, eu știam hanoracul ăla, era mulat. Deci hanoracul ăla era mulat și acum stătea așa fluffy. Ăla gri, ăla de explodat la un moment dat, știi? Și acum era și se uita și el, că el nu realiza să zice, bă, zic că ăsta era mulat pe tine la mată. Zicea, bă, da, mă, mâncați așa. Dar nici nu dădeam seama, pentru că înainte, când mergeam, că nu, luai micuț, era, da, ăla era. Și stând cu el, te întâlneai cel puțin o dată la săptămână cu el, nu-ți dai seama dacă se iubește om, dar e o diferență. Este bătul, îți dai seama că el de o lună se uită în continuu la penisul lui. Asta. E prima oară când se văd față în față. Vreau să încerc ceva. Oh, shit. În premieră. Oh, shit. Bă, am adus niște slăninuțe. Bă, dar eu sunt vegetarian, frate. E cea mai bună slană de morlaca ever. Dar acum o să mă... Cu ceapă? Da, dacă vrei, nu? Nu cu ceapă. Nu-ți place ceapă. Mamă, mamă. O bag la loc? Deci simt că m-au atacat 6 ciobani așa, în momentul ăsta. Deci simt că urmează un gangbang la stână. Așa bine, e cea mai bună slană ever. Eu jur. Deci eu ca să înțelegi, de-aia fac sală. Pentru slana asta fac sală. Te rog, ia o guriță, ascultă-mă. Cătăline, ascultă-mă. Eu fac sală ca să trăiesc. Pentru slană. Fac sală, tu faci pentru sală, slană ca să bagi mai mult. Ca să pot să bag, da, să nu mă deci, se ia unde asta, nu? Gustă nebunia. Te rog eu. Gustă. Alte văd că e bună. Zi, să mă afla. Și cu ceapă te-am. Bă, deci nebunești, te rog. Uite, am avut special pentru tine atâta asta. Așa, vorbim de slăbire. O las aici, când mai vrei. Când mai... Stai așa, că și eu... Da, uite, apropo de chestia asta, uh-huh, da, cu slana, eu nu m-am declarat niciodată vegetarian. Sau mega vegan, sau... Mănânc carne, dar carnea trebuie să fie din spatele curții, da? Crescută de omul respectiv, cum ai dat-o mie ieri. Din spatele curții, am impresia că e curtea și mergi și tai din spate. Nu? Coaste de curte, adică mai mănânc... Adică să am încredere în animalul ăla, mă, înțelegi? Să am încredere, să-l... Vei crescut acolo la supermarket. Adică mi-a dat cum e slana asta, normal cum mănânc, mamă, nu sunt nebun. Mamă, deci știți cum e, mamă, deci slana de morlaca. Așa, și am făcut petrecere în pijamale de Revelion. Așa, a fost excelent, excelent. Bă, dar femeile n-au procesat, femeile care au venit la Revelion, n-au procesat la modul simplu treaba asta cu eu petrecere în pijamale. A fost pijamale. Și ai, mă, și ai frățioare, deci să le vezi cum erau furoori.
Da, alea, nevastă mea a avut două seturi de pijamale la ea, că nu știa cum o să fie. O să fie calță de exact. Deci avea pijamale, pantalon scurs de aia și cu umărul gol ca să vadă tatuajul și ce. Și a zis, îmi iau și un pere de pantalon, că o să ieșim la 12 în stradă să vedem artificiile și nu pot să ies în pantalon scurs. Și a luat pijamale cu pantalon lungi. Doamne, da. Pișă-te pe pieptul meu. Eu am avut o salopetă de aia cu, știi, eu... de când te caci, dai la o parte. Taci, nu fi, că și tu ți-ai comandat special pijama. Am văzut când ai căutat. Am fost un pic fashion. Nu fashion, ai foarte fost puțin. Păsărică, fuck off, că te-am văzut. Bă, ce am vrut să zic? Hai până să începem cu ghiseo.ro. Zici ce ai făcut la Morlaca. Știu că ai pus o poză cu ulița. Da, bă, m-am dat cu Sania poliția pe care m-am dat toată fucking copilăria. Bă, cât de tare cu fiime acum, cu aceeași Sanie vechi care mă dădeam eu când eram mic și îmi spărgeam capul. Pe vremea și aia... Și ai ținut să treacă și fata ta prin... Nu, acum e mult mai safe. Deci pe vremea aia, ca să dai seama că e în curba asta, tot peretele ăla, tot gardul ăla era din sârmă ghimpată. Bă, mi-am rupt tot, m-am sfâșiat tot în ăla. Da. Dar acum nu, acum e plasă, e ok, e safe. E plasă ghimpată. E plasă. Tot la capătul pârtiei e un șanț de un metru adânc, poți să scrap capul, dar am avut grijă. Deci nimic nu-i safe până acum. Deci râpa a rămas, râpă, câinii o fugăreau pe luna. Tot timpul urcă mașini pe acolo în sus. Deci da, nu e safe, dar e fine. E atât de fine. Să-ți privești fetița cum se duce spre un posibil accident. Cum trece pe lângă ea un jeep în viteză. S-au dat lacrimile astea. Ce mada lui tata! Aproape a murit, Doamne! Îmi imaginez sărăcuța cum se uita cu ochii la tine. De ce îmi face asta, tati? Nu, bă, de ce? Cu ce s-a greșit? Atât de... Exact părtea pe care ziceam că puneam apă să fac gheață, da. De înjurau babele. Doamne, cât de mișto acum! Așa a fost. Deci, fain, am mers la Sanie și erau copii, erau și de 5-6 ani. Dar au venit astea în vârstă, bă, mama, mătușile, bă, pe cuvântul meu. Deci media de vârstă era de vreo 50 de ani pe părtie să mor, dar copiii nu ziceau nimic, să dădeau frumos, ele... Bă, jur! S-a zis eu cu cocaina aia de rezultate și, bă, cu plăcere. Și fii atent, zic, zilea întreaga, dar voi când eram noi mici, voi nu vă dădeați, de ce nu vă dădeați când eram și noi mici? Și ziceam, nu, că atunci erau babele astea și ne vorbeau. Acum sunt moarte toate, nu ne mai vorbește nimeni. Acum adevărat, mă! Jur, mă! Deci, practic, distracția mamelor noastre de la țară e ca să moară generația dinaintea lor, cum ar veni, nu? Deci ca să nu le mai judece nimeni. Deci când mai moare una în sat e... Netflix, de mâine Netflix, de mâine ne dăm bicicleta. Acum nu mai sunt nicio babă pe acolo și se chema una, bă, și ele se mirau, știi, una de, bă, ne dăm cu Sania? Dar chiar cine dracu mă mai vorbești? Nu mă vorbești? Acum eu sunt aia care vorbesc pe alții, știi, că ele au ajuns în vârstă. Dar a fost foarte distractiv. Și am făcut puzzle, iar încă nu l-am terminat. Ce? Nu știu, ce? Eu cu puzzle. Puzzle-ul e Bradu la beție? Nu, mă, ăla, Mucea. Alphonse Mucea, foarte drăguț. Cine? Mucea. Ăla, mă, dai că probabil l-ai studiat. E un pictor. Da, frățior, eu l-am fi studiat, dar eu mai trăiam și viața în timpul ăsta. Adică am mai uitat dintre ei. Ce vreau să zic, Cătăline? Faza... Nu, mă, deci e genial să-mi bag cu ăla. Asta e... Știi cum e? Bă, deci să faci ele, când un câine e cu minte și îi dai trit, așa, așa și la tine. O nardeleană e cu minte, îi dai un pic de slană, cu ceapă. Ascult, am și... N-am pe link, am whisky, dacă vei. Țăran, până la primele puncte. Am văzut la știri treaba asta, prezentau la știri ca și cum într-un sfârșit, undeva pe lângă Sibiu, s-a descoperit leacul la tehnologie, domnule. Leacul la tehnologie, undeva pe lângă Sibiu, într-un sat de lângă Sibiu, fain satul, ce-i drept, sătenii își pun la dispoziție casele să vină tinerii, așa, deci chiar așa era prezentat la știri, și acolo, pentru 3 zile, se întâmplă o minune și nu mai stai pe telefon. Și s-a dus, bă, deci eu ascultam, mâncam ceva și că n-am cătărie, era, asta e o poveste, de finalul trebuie să fie ceva de, înțelegi, adică, nu, premiza nu era deloc ok, știi? Așa. Și zic, chiar sunt curios ce se întâmplă. S-a dus o reporteriță. Și început de film groaz, exact. Nu veți mai avea tehnologie. De mâine, că și Sibiu. De mâine ai belipula. S-a dus un report, deci au trimis reporteri să vadă ce se întâmplă în satul respectiv. Și era doi tineri îndrăgostiți care se plimbau într-o pădure pe acolo, i-a filmat cu camera, i-au făcut semn că nu vor să vorbească.
Bă, deci stai în bucătărie și vreau să văd ce se întâmplă acolo, deci nu pot. Bă, și se duce, bă, la unul, un sătean, la vreo 60 ceva de ani, cu o bască întors așa, aștepta în poartă și reporterița a zis, domnule dragă, am auzit că la dumneavoastră aici îi scăpați de tehnologie pentru 3 zile. Care-i secretul? Care-i leacul? Bă, și mă așteptam să fiu, mamă, îmi dă ăla una, de, am vrut să pun pauză la știri, să mai mă joc un pic Candy Crush, că dacă îmi zice la secretul, o să-l arunc telefonul, o să văd altfel viața. Și ăla zice... Secretul nostru e felul următor. Bă, dar jur, deci jur. Secretul nostru e felul următor. Îi scăpăm de tehnologie cum intră pe ușă. Și reporterul zice, dar cum? Napă le dăm o țuică? Până la mea, îi scap de tehnologie, trebuie să mă pun acolo. Păi îi faci căcat și ăia din pădure, îți dai seama că erau rupți. Tu nu mai stai pe telefon când ai băgat pălincă ardelenească. Eu am băut o singură dată o horincă, sau cum se numește, horincă? Păi, depinde de zonă. Eu zicem pălincă. Ei. E și țuică, și horincă. Ochiul mi-a lăcrimat sânge, înțelegi? Pentru că mi se pare că voi, ardeleni, nu sunteți de planeta asta. Voi v-ați călit într-un hal de consumați niște chestii necompatibile cu restul oamenilor. Și gândește că taică mi-a făcut 400 de litri de din. Bă, 400 de litri și ne pun la cap. Da. E demență. Bă, ce am vrut să zic? Uite, ai borât de sărbătorile astea? Nu, eu sunt moldovean. A, da. E și zgârcit. Dar nu, dar asta e o chestie, mi se pare o super putere. Deci jur, dacă ar fi să-i mulțumesc mamei mele pentru ceva în viața asta, e că mi-a dat naștere din ea. Din ea, ea fiind moldoveancă. Bă, deci se transmite genetic o super putere, dar după reveli... Deci, dar de la tactul Ardelea nu ți-a venit nimica? Ba da. Ce? O pensie alimentară 2 luni de după aia da, mai venit că cred că numără bani. Îi distrage cineva atenția și au, trebuie să o iau de la capăt. Mă rog. Dar după Revelion, bă, s-a băut la Revelion, s-a băut picioare, da. Frățioare s-a băut într-un hal era... apocaliptic. Noi suntem și la subsol aici, în The Full. Și nu-ți dai seama dacă e la subsol cât de ei, că nu e. Dacă ai soare, îți mai dai seama cât timp a trecut, dar la subsol nu știu. Mi se părea ca și cum s-a anunțat sfârșitul lumii și ne-am băgat în bunkerul făcut de noi și ce trebuie să facem? Să bem, că nu se știe dacă ține. Bă, s-a băut într-un hal. Și a doua zi dimineață, eu m-am trezit, m-am culcat la Bucălaie. Na, aproape aici. M-am culcat la Bucălaie. Că tu stai foarte departe de aici. Da, mă rog, stau ceva. Plus că erai în pijamale. Cum păi era, da. Mergi pe pijamale. Practic, da. Dar voi, stai un pic, mică paranteză. Ce ați făcut? Deci ați venit îmbrăcați normal, cu pijamale în rucsac și v-ați schimbat aici pijamale? Nu, am venit în pijamale direct. Păi și cu ce ați venit? Cu mașina. Și am lăsat mașina aici, da. Am înțeles. Și m-am trezit la Bucălaie. Bucălaie era... Bă, nu era Bucălaie. Deci nu știu cine era băiatul ăla. Bă, era... Deci zici că cineva a făcut experimente pe el toată noaptea. Avea fața la spate, nu știu cum să zic. Avea, el m-a privit cu o ureche, practic. Mort, mort. M-am trezit, mâncăm. Hai, mă, să mâncăm ceva frumos, o omletă. Pam, 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 pam. Mai bem ceva, hai, mă, să mai bem ceva. Că e întâi, mă, e întâi. M-am dus acasă repede, am venit înapoi să facem curat în club, am mai băut 3 sticle de vin. Era întâi! Măi, eu asta niciodată n-am înțeles la tine. Cum dracu poți să bei toată noaptea și a doua zi poți să bei din nou? Asta... Pentru că, băi, explicație simplă. Nu, nu, nu e explicație. Ce nu înțeleg... Nici nu ce nu înțeleg... Tot rău ăla în tine, eu nu știu, na. Ce nu înțeleg oamenii și femeile? Am început anul nou! Misogini podcast! Doamne ferește! Ce nu înțeleg oamenii, că e așa. Organismul tău percepe alcoolul ca pe o otravă. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Și el a doua zi încearcă să elimine otrava. Mm-hmm. Tu a doua zi. Dacă îi mai dai o sticlă de otravă, organismul tău zice: "Oh, se pare că nu e otravă." Asta e starea naturală. Ok, refacem totul. Exact. Se pare că așa o vom fi de acum încolo. Hei, inimă, hei, ficat, liniștiți-vă, comunicați dracu între voi. Nu mai mergem pe apă, mergem pe vin. Gata, răcire pe vin acum. Exact, bravo. Exact, se dă un mail de undeva de la ficat. Bă, se apropo, pare că așa funcționăm. Eu, uite, mie, eu am făcut o indigestie acasă. Mi s-a făcut rău, am dat afară tot. Și am descoperit o chestie, fii atent. Bă, cola, eu nu beau cola. Dar cola
ajută la asta, la vărsături, să se treacă. Bă, jur. Bă, jur, eu n-am crezut. Să mă... da, e leac că... băbesc, ca să zic așa. Bă, dar cola cu aia, cea mai dulce și mai toxică. Bă, eu nu știu că e cea mai toxică, oricum. E cea mai toxică. Nu e cea mai toxică. Deci, mai e plutoniu, da, mai e plutoniu, da. American plutoniu. Am citit la ce ajută cola. Deci, pe lângă că poți să cureți rugină cu el. Așa. Poți să cureți vasul de WC cu el. Șoarecii poate să moară de la cola. Deci, e foarte bună o travă de șoareci. De ce? Că șoarecii, am descoperit acum, nu poate să râgâie cu aia. Bă, să mor eu. Eu n-am știut chestia asta. Căutați pe ceva cu șoarecii. Asta. Da! Bă, jur. Nu poate să elimine gazele. Du-te, pe cuvântul meu, dacă te mint. Cola e o travă de șoareci pentru că șoarecii nu poate să râgâie. Uite în cura mea dacă te mint. Dacă le dai cola, explodează. Da! Nu mor, bă, de la gaz prea mult, joacă explodează, de la gaz prea mult mor. Hai să facem o chestie. Jur. Hai să vorbim cu copiii care nu urmăresc și care mănâncă Tide Pods de așa. Nu faceți Red Challenge. O să vezi mâine pe mine că prin șobolan le bagă. Și că poți să... Mă, nu știu cum, dracu, că dacă pui în ceva, se dezacidulează la cum mai face gaz. În fine, ciudat, în fine. Dar mi s-a părut foarte mi se pare fascinant că tu te-ai gândit la toate chestiile astea. Chiar te-ai gândit să prinzi, da, un șobolan, să experimentezi treaba. Da, nu, dar să văd cum, dracu, e. Clar, na, fiind la țară, îți dai seama, găsești, n-ai treabă. Așa, de la ce ne-am luat? Că mai... Așa, unde eram? Pijamale, bucălaie... Beție. Așa, beție. De aici încolo totul e așa, că organismul tău vede ca pe o travă, da? Aha. Ei, și cola, ai zis că a oprit cola, o travă, a oprit, bă, deci mori, a oprit voma, mai a revenit după aia, am băut jumătate de sticlă. Păi de, bă, că s-au întâlnit, înțelegi? Voma a zis, oh, se pare că e ocupat. S-a retras înapoi, deci, e nasol afară. Afară e negru, e noapte afară, e noapte. Nu, niciodată nu mi-a plăcut cola, mi-a plăcut când eram mic, de exemplu, dar era o chestie pentru că n-aveam și când o prindeam eram, da, wow. Eu știu ce făceam, mă, venea unul la țară, e prima formă de reciclat ever pe care a fost în Morlaca, venea unul cu mașina și dacă îi duceai borcane goale și sticle, pentru, da, că aparent era un deficit de borcane goale și sticle, deci chestii din sticlă, duceai mai mult, la modul 10 sau 20 de borcane, nu mai țin minte, îți dădeau o sticlă de cola de un litru din aia la sticlă. Bă, știi cât de bună era să-mi bag picioare, era atât de tare. Și duceam, deci toate borcanele, îți dai seama că venea vara și toamna, trebuia să pună bunică, mai toate alea unde dracu-i borcanele, tot de bune, erau numai sticle de cola din alea goale, știi, de un litru. Da. Dar na, așa, revenim. Pentru tinerii care sunt în același an cu noi, adică trăiesc în 2019, adică trăiesc în secolul 21, și își plătesc dările la stat pe ghișeu.ro sau nu neapărat pe ghișeu.ro, dar cred că doar pe online, ghișeu online. Da, da? Dacă le plătești online... Da, țeapă! Nu e țeapă. Da, da, da. Ți le plătești, dar nu știe nimeni că ți le-ai plătit. Da. E ca și cum tu mergi să-ți plătești facturi sau orice, să-ți cumperi o sticlă de ceva, dar la nu știi că tu ai dat bani. Da. Și așa că nu dă nici sticlă. Chestia că... Deci eu am primit o amendă, da? Acum un an de zile. Și am plătit amenda pentru că a făcut accidentul. Da. Că aveam niște alcoolemie. Aveam niște... Copii, nu faceți asta. Dar stai, mă, că aveam de mai de mult. Copii, era de atunci. Eu nu să mă uit la el acum. Bă, nu era de atunci, mă, era de mai de mult. Judec. Păi cum judeci pe mine că ai ieșit un bătrân de mea tăia calea? N-aveai ITP la mașină, n-aveai ce căuta pe drumurile publice. Nu mă uit la tine. Mâncă slană și tași din gură. Aveam... Tași din gură. O să mi se facă rău de la tata. De-abia aștept. Să borești. Nu se face bol. De la băutor mi se face rău, de la mâncare mi se face. Îți aduc cola dacă vrei. Mamă, ești ca... Așa. Așa. Ce? Și mi-am plătit amenda. Stai. Că vreau să fac să mănânc eu și ca să mă simt singur. Slană de morac. Nu dacă e bine să mâncăm la... Nu are pula. Acum ne cerem scuze, mică parte, ne cerem scuze, n-am reușit să meargă microfonul, ăla e futut. Dacă se aude mai nașpa, e de la Bordea. E pe vechiul setup, da, cum era pe vremea, așa ziceți. Așa. Și mi-am plătit dările, amenda atunci, da? Mi-am plătit online, am plătit-o frumos, am primit confirmare, eram, bă, ce chestie. Mi-am plătit la casă impozitul, bam, bă, ce chestie. Mi-am plătit la mașină impozitul, bam, bă, ce chestie. Deci era... Și așa mă enervează că mă uitam la televizor atunci în perioada aia și era... Eu am făcut accidentul în toamnă și era aproape de iarnă și anunțau oamenii că trebuie să te duci atunci, spre final de an, să-ți plătești chestiile, da? Uh-huh. Dările. Bun, bă, și știu că eram acasă.
relaxat. În totoșeii mei, bă. Terminați. Cum stau oamenii, bă? Relaxați așa, cu halatul meu roz. Am un, mă rog, mai nu știu de ca. Bă, stăteam așa, beam un ceiuc cu degetul ridicat așa și mă uitam la televizor cum steau aia la coadă și ziceam, sălbatici, sălbatici. Wildlings. Ce dincolo, cu voi, bă? La nord de zid, terminați ăștia. Exagerez. Nu, vorbesc de... Nu, normal că exagerez. Dar eram așa la modul, mă simțeam atât de liber și atât de, wow, ce am eu puterea în mână. Exact, pam, pam, pam. Am făcut de 3 ore așa, pam, pam, pam. S-a plătit tot, frățioare, da? Ieri. Băi, ieri. Primesc un mesaj. Bună ziua, domnul Bordea, vi s-a pus propriile pe conturi pentru neplata unor amenzi de acum un an. What? Păi, deci am crezut că e glumă. Deci m-am uitat, i-am dat un nevastă mea. Că nevastă mea, știi, omul care nu te crede. Deci, deși da, i-arăți. Ia, da, să văd. L-a citit de vreo 3 ori. Bă, tu ai plătit sigur? Și că am plătit în fața ta. Bă, sigur? Bă, sigur! Sun la bancă. Da, nu avem. Nu se poate. Mi pare rău. Și mă duc, îți dai seama că mă duc astăzi să întreb pe ăștia care treaba cu propriile. Este unul care zice: "Da, ați plătit-o? Ați plătit amenzile?" Da, că n-aș fi aici ca handicapat o zic că da, am plătit-o, da. Na, cine știe. Și asta e dubios că banca vede transferul făcut de tine. Absolut. Absolut, la trezorerie, nu știu ce, înțelegi? Ăla i-a arăt chestia pe telefon, atât a trebuit să fac, mă. Ăla face: "Da! Haideți că vă dăm acum. Dar duceți-vă până jos și luați-vă nu știu ce dracu, cum că-ți dă aia o chitanță, cum că ai plătit tot, înțelegi? Dar arăt că am aici. Du-te, domnule, până jos." Și trebuia să mai plătesc o chestie de la mașină de acum, știi? Plătiți-o și aia la mașină. Bă, și fii atent. Deci cum stăteam la coadă așa frumos, se anunță din capăt, aia a zis: "S-a blocat sistemul." Bă, dar ce bă, deci, sistem, bă, bă nu cont, dar eu cred că aia vrea să fum, ori să fumezi o țigară, ori să piși. Înțelegi? Pentru că ea a plecat de la sistem și s-a întors exact când i-a convenit ei să reaprindă sistemul. Înțelegi? Dar nimeni, n-a venit unul IT pe el, ți-a dat lumea la o parte, vine domnul de la IT, bă, ce s-a blocat sistemul? Futul în gură și a pus o chestie, bam, 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 a făcut atâta, po, a ieșit fum un pic, l-a prins acolo, ca, gata sistemul. Nu! Tărați, s-a blocat sistemul. Și a plecat. A venit. Dar s-a fiate, blocat sistemul. Băi, și fii atent, deci stau în coada aia 25 de minute, bă, 25 de minute stăm toți în coadă și la vine unul și zice: "Dar de ce stați la coadă așa mulți?" "Pentru că avem un aparat aici unde puneți buletinul, vă scanează, băgați cardul și ați plătit toate taxele." Futuți morți, bă. Bă, dar fii atent, românii în momentul ăla, cel puțin babile, au început să râdă la modă: "Ai dreacu prostul, dreacu, nu ne păcălești tu, bă, pe noi, lasă-mă, dreacu." Ai făcut-o odată pe telefon. Mă mai frăiește. Bă, dar veniți, domnă, că lucrez aici, puneți de aici. Făcea: "Lasă-mă, domnule, pace, eu sunt aparatul ăla." Să vină sistemul. Să vină sistemul. Eu nu. Cu vrăjitorile și ce urmează? Nu spune că s-a inventat și focul. Pute, dracu, dă prostul, dracu. Bă, românul exact. Deci alea să dau la coadă să-i dau. Ai plătit la doamna la sistem sau la... Nu, am băgat acolo. Deci am băgat păi acolo. Păi și dacă-ți vine iar? Păi nu, că după aia m-am dus sus. Cu foaia, înțelegi? Da. Bă, dacă, deci când am pus buletinul, am băgat cardul, aici era rumoare. Deci aici era la modul ce ca și cum facem o magie. Și era tot: "Aoleu, ia foc. Explodează aparat. Bă, când am scos aia așa, vrea să mă întorc să zic: "E o minune!" Și să fug. Și m-am dus sus frumos, m-am întors, nimeni nu era la aparat. Bă, jur, deci după ce am scos eu aia și m-am dus sus, nimeni nu era la aparat. De-aia nu ești tu bun de guru. Nu te-a urmărit nimeni câte mine. Ce e mânărie, e mânărie. Avea și șapcă dată pe ochi. Ia, ești ăsta din rând, da, e mână-mână cu ăsta. Dar, domnule, puneți aici, nici nu aveam buletinul meu. Vedea că e o fată, am pus acolo. Așa, exact aceeași chestie am pățit-o acum. Încă nu mi-au pus propriile pe conturi, dar mi-a venit acasă că nu mi-am plătit amenda pe care o plătisem așa pe ghișeu.ro. Păi du-te! Dar oameni buni, să știți, deci după ce o plătești pe ghișeu.ro, da, aparent, știi că primești un mail, printează căcatul ăla și du-te cu el la ANAF, la taxe la și taxe și impozite și arată exact, da. Uite, doamna, ați plătit, da, nu știu. Dar nu la sistemul... caserie, nici la domnul de la bază, nici la... aparatul ăla la special. Trebuie cineva, că asta e șmecheria, că e un labirint. Da, adică ajungi acolo și întrebi pe cineva: "Hei, am o problemă asta, du-te sus, urcă 6 scări,
30 de pitici care o să încearcă să te atace. Bă, spune cuvântul uite, magic câinelui care păzește ușa. Apropo de chestia asta, că nu te urmări, uite, eu cred că am făcut o religie nouă. Bravo, mă! Da. Momentan e doar fimea în religia mea nouă, dar... Cum se numește? Tataism? Nu, cățelul pământului, îi zice. Am învățat-o de la bunica mea, fii atent. Când eram mic și nu adormeam, ca să nu mă mai agit, îmi zicea bunica mea, stai liniștit și pune urechea pe pernă să auzi cățelul pământului. Și tu ca și copil prost ce ești, tu chiar asculti și orice zgomot, probabil mai făcea bunica mea, hâr-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 
în casă să trăiască doarmă și am zis, tati, tati, hai să ascultăm Cățelul Pământului. Bă, și a stat, deși noi stăm la etajul 10, îți dai seama că dacă aude ceva, aude vecinul. Cățelul Pământului face na, 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 na. Exact. Dar m-a fascinat că mă crede, mă. Și exact, și după aia mi-am dat seama că asta e religie, fratele meu. Deci dacă tu faci un om să creadă în tâmpenile pe care le zici da, tu. Da, 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 da. Deci care, la noi mine Iisusul acum e Cățelul Pământului, da? Dacă tu faci dacă tu, Iordan botezând cățelul, Doamne. Ia niște slană, nu vei fi mai. Mamă, ce mi-a ceapă. Deci fii atent, desfundă nasul. Dar așa e, dacă tu convingi un om, sau mai multe lume până la urmă, să creadă în Cățelul Pământului, toți copiii să creadă în Cățelul Pământului, gata, frate, toată lumea crede în Cățelul Pământului. Tu stai seama că eu acum vorbeam de online, de minunea tehnologiei și te-ai venit cu Cățelul Pământului care se aude. Coaie, Cățelul Pământului e the shit. Dacă crezi în el și crezi ca prostul când ești mic, adormi și stai să-l asculti. Pentru că nu-l vezi, la fel ca îl vezi pe Iisus, pe Dumnezeu, îl vezi, nu-l vezi, dar crezi în ei. Așa crezi și în Cățelul Pământului, așa că fiule. Da, eu mă bag, eu n-am nicio problemă, eu mă bag. Tu dacă vrei, eu să cred în Sfânta Furculiță, eu cred în Sfânta Furculiță, eu n-am nicio problemă cu treaba asta. Îmi las părul la spate și îl fac cu gel așa, ca și cum ar fi o furculiță, deci n-am nicio problemă. Eu cred în orice. Eu am crezut în online, tată, eu am crezut în minunea asta. Și uite, vedem acolo. Asta ca prozul 25 de minute. Dar știi ce mă enervează? Că eu îl făceam pe Capatos să bă, bătrânule, bă, că stăcea. A stat acolo domnul la coad. Bă, fii atent. Pa, pa, pa. Oh, oh, oh. M-a sunat azi dimineața la ora 9. Ce faci, mă, unde ești? Zic să la taxe și impozite. Ah, ok. O, tinerelule, bravo, da. Bă, am găsit ceva. Ce ai găsit? Știi cum credem noi. Dar bă, credem tu nu vorbești noi. Ia dă-mi un pic căștile, că vreau să văd că tu am impresia că urli, dar tu nu-ți dai nu, seama. Nu urlu. Nu urli? Sperăm să se audă bine. Fii atent ce am găsit, bă. Da, mă, nu urli. Pentru... Okay. Amule, transpirat din gură. Pentru oamenii care cred că, domnule, vulgaritatea în comedie, chestii, dracului să mă ia, nu știu ce... Bă, nimic nu s-a inventat acum. Comedianții nu vorbesc într-un fel că am făcut-o noi să fie așa, că am scoatem pula că și așa da. A fost să fie, înțelegi? O scoatem ca așa e. Deci știi glumele Your Mama? Da, Your Mama. Care sunt jignitoare, care sunt vulgare unele între ele, care sunt nasoale. Mama ta e atât de... The oldest Your Mama joke was discovered on a 3500 years old... Ana 3500. Nu știu mă cu numerele. În fine. Deci, the oldest Your Mama joke was discovered on a 3500 year old Babylonian tablet. Bravo. Bă, tu înțelegi? Care era? Care a fost gluma? It was discovered in Iraq. Nu. Am înțeles. A, nu știu care a fost gluma, că nu, păi nu, care nu scrie. Care e cea mai veche glumă despre mama ta atât de grasă, probabil. Da, sau ceva... Târfă. Mama ta e atât de sclavă. Păi nu. Ceva. Deci mama ta și-a tras-o cu atât de mulți egipteni încât... Tu ai ieșit... Bă, tu înțelegi? 3500. Și mi se pare fascinant. Și a fost descoperită tableta în Irak în 1976. Dar care e? Eu sunt curios care dracu era nu gluma. Scrie, nu scrie, doar că am pe fact site, nu știu ce, am găsit treaba asta. Păi și atunci de unde știu dacă așa e? Pentru că te duci pe Google și scrie acolo Your Mama Joke 3500 years old și vezi că textul a fost... Ah, da, bravo, ia caută, că eu, dar și eu vin să-mi am cel cu jumătate de informație. Și Your Mama. Păi și care e gluma? A, nu știu.
O fi, nu știu. Tu îți dai seama? Da, mă, comedia e de, mă, comedia e de mult, de mii de ani. Dar mi se pare, uite. Mamă, dar cum e scrisă, să mă... Păi e vulgară, vezi, numai cum. Păi ce scrie care e? Your mom joke, known to man, but in your time I haven't. The joke I believe to be real, dar nu scrie. Ia stai. Deci ce? Mamă, joke, fremen and creep. E, și, stai, e sexuală, deci e sexuală, e o glumă sexuală. Of your mother is by the one who has incurs with her. What, who is it? Another side, the deflowered girl did not become pregnant. The undeflowered girl became pregnant. What is it? Ah, e un fel de riddle, mă. E un fel de riddle. E un fel de riddle. E că ce e... da, asta zice, că de mama ta că a fost... i-a dat-o cineva... Dar, deci nu e toată gluma, nu se vede toată gluma, că e ruptă tableta, aparent. S-a stricat tableta, vezi dacă nu știa iPad. Da. Au cenzurat-o. Ce nu iau? Așa cenzurau pe vremea. Vreau cu o daltă și un ciocan și făceam... N-ai voie. No. Excelent. Tu îți dai seama... Bă, da! Nice. Și era o glumă sexuală, bă, era o glumă cu măta. Așa că nu vă mai luați de noi, că se fac de pe dinainte nimic. De Iisus. Noi nu înainte am de câinele pământului. Înainte de câinele pământului a avut la gluma cu mama ta atât de cățea. Tu înțelegi? Deci nu există așa ceva mor pe deontologii curului și am mutat și fără. Ba da, se poate și se cu poate și fără, se poate oricum. Comedia este atât de complexă. Poate, să și apropo, la The Full pe 14 februarie o să aibă Cățelul Pământului show de comedie. Avem pe 14? Și există, că mai am o chestie. Ce? Cherofobia. Ce e cherofobia? Știi chero? Ce e cherofobia? Că ia iubești asta. Chero. Da, de chero, de chero, un fel de mi-e frică de dragoste, mi-e frică de femei. No. Chero? Nu. Cherosen? Nu. Este frica irațională de fericire și râs. Să fie frică să fii fericit. Deci tu îți dai seama că... Teodora are cherofobie. Wow, că e pe undeva pe aici. E într-un între pereți ăștia. De acum încolo, când ai un heckler în sală care comentează la tine sau cherofob, nu râde, cherofob. E cherofob, frate. Da, frate. Și nu trebuie, nu mai trebuie luat în penis, hai să vorbim și pentru cei care așa, nu mai trebuie luat în penis, ci trebuie să-ți fie, să-ți fie nu că milă, trebuie să-l ajuți da, pe omul ăla. Politic înțelegi? Correct, exact. Da, trebuie să fim empatici exact. Cu toți idioti. Vreau să vin în fiecare podcast cu câte două facturi de astea. Bravo, extraordinare, Cătălin, frate. De-abia înțelegi? Aștept. Avem... Chiar vorbesc foarte serios. Am mai aflat unul de... Nu, stai. Lasă că zic data viitoare. Sau vă, poate îl fac în stand-up. Nu știu dacă se fac în stand-up treaba asta. Am ce? Citit foarte multe chestii despre ziua de luni. Okay. se pare că există chestii despre ziua de luni care sunt foarte interesante, sunt foarte interesante. Una dintre chestiile care mi s-a părut mie foarte interesante e că dacă tu ca bărbat vrei să-ți cumperi mașină, cel mai bine și cel mai bine e să te duci la reprezentanță să negociezi prețul și dotările lunea. De ce? Pentru că ăla care îți vinde ție mașina vine după weekend, n-are niciun chef de tine. Bă, niciun... Ți-o dă la modul doar să scape, să ar putea să fii mahmur, să fii obosit, organismul tău nu se poate reface după atâtea zile de odihnă și așa. Și fix când vii tu acolo luni... De aia ți-a zis, doamna, nu merge sistemul. Da, bravo! Păi stai, că pe azi e vineri. Dar exact de aia, ca să, e weekend, urmează weekendul și a băgat picioarele, vrea să plece și acasă. Și ce, după aia așa, fii atent, moment publicitar. Doamna de la taxi și impozit a zis, nu merge sistemul și după aia s-a dus și a făcut rezervare la The Full. Bravo, super, hai bocan. Oh, bun, oameni buni. Cam asta a fost podcastul venim, nostru. Venim în Piatra venim. Neamț. În Piatra Neamț și în Roman. A sunat ca o amenințare. Weekendul viitor. Venim în Piatra Neamț și Roman. Să mai e ceva.
Nu, Piatra Neamț și Roman. Piatra Neamț și Roman, weekendul Neamț viitor. Și Roman. Căutați-ne pe acolo dacă vreți să... O să facem un podcast probabil din Piatra Neamț sau din Roman, că o să fim pe acolo. Dacă merge sistemul! Chiar că nici acum nu merge sistemul, băgăm așa. Da, vezi? Avem echipamente de 100 de milioane aici, peste, în puii mei și nu se... Unde? Pe calea Victoriei? Că vreau să zic o prostie, vreau așa. Băi, și cât am cheltuit pe sistemul ăsta? Bine, bine, mulțumim frumos, an nou, fericit la mulți ani la tuturor. Doamne ajută, cățelul pământului la toată lumea. Cățelul pământului. Hai.